Bună fecioară și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 3-9 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Fecioară, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul alătură de și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi fecioare, lună plină în Capricorn, pe 3 iulie, este o lună plină foarte benefică pentru tine, chiar frumoasă. Și această lună plină pentru tine activează axa 5-11. Și acum, um, guvernatorul lunii pline, Saturn, este în pește retrograd pe casa 7 și este într-un trigon cu Juno asteroidul relațiilor, steroidul căsătoriilor și a parteneriatelor. Acum, dacă ești o fecioară aflată într o relație și lucrurile funcționează bine între voi, acum puteți să luați o decizie frumoasă privind transformarea relației, privind schimbarea acelei relații. Și chiar trecerea la un alt nivel, cum ar fi o plugădnă, o mutare împreună, cum ar fi o căsnicie. Dacă relația nu mai funcționează absolut deloc, există foarte mare predispoziție spre închidere, dar vezi că este o închidere liniștită în mare parte. Nu este ceva neapărat negativ. Dar, pentru fecioarele singure, uitați că este un moment acum în care aveți ocazia să cunoașteți pe cineva sau în sfârșit vă dați seama că e cazul să mai închideți anumite prietenii, anumite relații, să faceți niște schimbări la voi. Oricum o să fie o perioadă în care veți avea chef de distracție, veți avea chef să vă simțiți bine. Cu siguranță pentru alții dintre voi luna asta plină poate să vină și cu închiderea unei colaborări asta pentru cei care aveți o firmă pe propriu sau aveți afaceri. În relația cu un copil, iar și acolo pot apărea schimbări, iar fecioarele care, știu eu, vreți să rezolvați astfel de probleme, acum aveți ocazia să faceți asta. Bun, toată săptămâna asta e foarte interesantă pentru voi, pentru că Uh, veți avea parte de niște surprize extrem de plăcute în urma unui drum sau veți avea parte de niște surprize extrem de plăcute legate de zona birocratică, legate de acte, poate chiar ceva uh, legat de zona studiilor pentru unii dintre voi. Pe acolo puteți avea parte de o surpriză plăcută și chiar o călătorie neprogramată poate să apară în această săptămână. O perioadă bună pentru voi, o perioadă bună în care să vă apucați de treabă serios și să rezolvați anumite situații în care vă aflați. Da? Luna asta plină vine cu o închidere, nu văd să fie chiar atât de bruscă pentru voi, nu văd să fie negativă, ci din contra vă va ajuta. Um, pentru că sunteți ajutați să vă eliberați, în primul rând, dintr-o situație ciudată, dintr-o situație tensionată. Bun, hai să vedem și arhanghelii ce transmit de jumătate de an tot lucrurile sunt cum sunt pe acolo și acum chiar se cere schimbarea de la voi. Să vedem arhangelii ce spun pentru tine. Prietenul perfect. Culorile importante portocaliu, albastru, roșu, auriu, galben, non culoarea alb și văd aici un cuplu format dintr-un bărbat cu părul șaten sau ușor deschis la culoare și o femeie cu părul mai deschis la culoare. Deci un astfel de cuplu poate avea un rol important în viața ta, dar mai simt aici să-ți transmit și faptul că un prieten te poate ajuta sau prietenia dintr-o relație ar putea să salveze situația. Arhanghelul Racuel este cel care te ajută, iar numerele importante sunt 3, 4, 7, 34. Arhanghelul Racuel este cel care îți transmite următorul cadou, următorul dar. Manifest starea perfectă de prietenie care necontenit îmi vine de la Dumnezeu. Și o dăruiesc tuturor celor care aspiră la ea. Sunt un sfătuitor plin de înțelepciune și, totodată, un vindecător al Sufletului. Prietenii te pot ajuta foarte mult săptămâna asta să știi. Și mai văd aici faptul că vei fi foarte înțelept în această săptămână, vei fi dedicat celorlalți, îți vei dori foarte mult să-ți vindeci sufletul, să vindeci o anumită problemă în care tu te afli. Să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie voi să știți pentru această săptămână, pentru Fecioară. Va fi nevoie să dai dovadă de prietenie, de sinceritate împreună cu cineva. Hai să vedem, dragi fecioare. În viața unui copil poate avea parte o. Nu, poate să se petreacă o schimbare, o transformare, dar aici te-aș ruga să nu te gândești la chestiuni negative. Cei care vă doriți copii, tot înainte. Regele de monede pentru tine, cavalerul de cupe, 5 de monede, 6 de cupe, puterea, 8 de monede, asul de monede și 2 de monede, luna, 10 de spade. Dragi fecioare, multă indecizie aici, multă indecizie, multă confuzie legată de bani, legată de două persoane, de o decizie importantă pe care o ai de luat. Unii aveți o săptămână în care aveți niște cheltuieli de făcut sau primiți niște bani, poate. Regele de monede, avem aici o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, deci poate să fie și energia ta. Însă simt aici să-ți spun că lucrurile vor fi foarte practice săptămâna asta și vei vedea exact cum stau lucrurile, nu doar la nivel teoretic. Te vei ocupa de o sumă de bani împreună cu cineva sau vei negocia ceva anume. 6 de cupe la baza manifestărilor tale, o puternică legătură cu trecutul pe care tu o ai săptămâna asta. Mai văd o conexiune cu un suflet pereche și aici poate să însemne un suflet pereche și un prieten sau o poveste de dragoste, fiind și cavalerul de cupe. Revine trecutul în viața ta. Unii puteți avea legătură cu un copil. 5 de uh, monede în inima ta. Văd aici că vrei să abandonezi ceva. 5 de monede înseamnă și o senzație de singurătate, de abandon. Și tot cartea asta, 5 de monede, poate să vină la pachet și cu un moment pentru tine în care te gândești serios să te muți, să schimbi ceva în viața ta. Atenție puțin și pe zona aceasta sănătății pentru unii dintre voi în această săptămână. Cavalerul de cupe în mintea ta. Văd aici că faci un drum către un loc drag sufletului tău sau primești niște vești bune niște noutăți plăcute. De la o persoană dragă inimii tale. Cineva îți poate atrage atenția la muncă, dar tot cavalerul de cupe poate să însemne și un moment în care. Uh, ești aici, uite, cu gândul spre trecut, da? o iubire imposibilă, o chestiune ciudată care se petrece. Puterea, o legătură cu Zodia Leu. Puterea reprezintă în acest context o persoană care se luptă pentru a te menține alături sau pentru unii toți simt aici energie duală, deci vedeți să nu vă băgați prin iubiri din aceste imposibile sau dacă sunteți deja în astfel de situații, încercați să clarificați lucrurile, pentru că luna asta plină vă poate ajuta enorm de mult pe chestia asta. Um, apare o provocare în jurul tău, cineva este determinat să construiască ceva sau este o persoană care vrea ceva stabil. 8 de monede înseamnă că în această săptămână cineva vrea să repare ceva în casă, cineva vrea să repare o relație cu tine. Apare o activitate într-un grup mai mic de oameni, un grup foarte drag sufletului tău. Asul de monede. O ofertă care ți se face din punct de vedere profesional. O șansă pe care o primești Asul de monede, să știi că vine la pachet și cu un nou loc de muncă, o nouă persoană. Însă știi cum oamenii din jurul tău văd vor lucruri concrete, fizice, palpabile. Tu normal și cu Mercur acolo în în Rac. Tu ești foarte concentrat pe planul emoțional și deci partea fizică nu prea mai contează. Acolo ți este sufletul, acolo ți este atenția ta. Este bine, dragi fecioare, să nu faceți alegeri doar cu sufletul în această săptămână și să încercați să vedeți și partea practică a lucrurilor. Că asta vă este caracteristic. Nu vă lăsați acolo influențați de prea multe emoții. Dragi fecioare, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Ai acces și la previziunile pentru luna iulie, dar ai acces și la previziunile pentru august atunci când vor apărea. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Această funcție este gratuită pentru toți și este total diferită de funcția alătură de. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc o săptămână cu multe rezolvări.